Invitații de la Minutul 91. Cornel Dinu, bună seara, domnul Dinu. Bună seara. Basara Pandoru, te salut, Pandi. Salut. Cristi Balaj, te salut, Cristi. Mulțumesc de prezență. Câteva impresii după acest meci, cum vi s-a părut? În primul rând, calitatea jocului. Calitatea jocului, pot să spun că e o etapă oarecum deprimantă. Și am să spun de ce. Pentru că mai puțin am văzut pe de-a întregul partidele astea pe la ora 1, că eu îmi refac pe undeva lipsele de ore de somn pe timpul când jucam. Și atunci mă uit mai greu la meciurile astea pe la ora 1, pe la ora 2, dar le-am văzut cât de cât. Ceea ce pot să spun ca o concluzie este faptul că n-am văzut la niciun joc, așa cum notez eu, sigur, cu o relativitate, cu supunerea la greșeală că sunt doar om, așa cum interpretez eu ocaziile. Ocaziile fiind când ești singur, dai pe lângă poartă sau, eu știu, ai o situație să marchezi și ai și poarta liberă, dar dai în portar și așa mai departe. Deci e foarte interesant că este una dintre puținele etape, cred că în ultimii ani, în care am notat fără să fie mai mult de 4 ocazii niciuna dintre partide. Partida care pe undeva mi-a creat și nelămuriri, hai dar să și să continuăm. Vreau să-l ascultăm pe Reghe Camp pentru că a venit la Flash Interview. Comportamentul nostru, mai ales în prima repriză, am jucat foarte slab, am avut anumite ocazii, am avut și puțin ghinion, puteam să marcăm un gol, dar în mare nu mi-a plăcut și am discutat cu jucătorii după meci în cabină. Vom analiza în următoarele zile și trebuie să ne trezim pentru că pierdem multe puncte și avem față de meciul trecut, avem o diferență foarte mare. Am avut atitudine la meciul trecut, am avut foarte multe ocazii. Numai ghinionul a făcut să nu câștigăm meciul din etapa trecută, dar astăzi s-a jucat foarte slab din partea noastră. Ce lipsește pentru a prelungi seria rezultatelor pozitive? Au fost 3 meciuri fără înfrângere, chiar și meciul cu Șepși, chiar dacă a fost o remiză, e un rezultat trebuie pozitiv. Să marcăm. Avem foarte multe ocazii și ratăm cu o serenitate incredibilă. CFR-ul cum vi s-a părut astăzi? Nu comentez eu, nu mă interesează. Pe mine mă interesează de echipa mea. Și v-am spus, din punctul meu de vedere, echipa noastră nu s-a ridicat la nivelul la care trebuia să joace. V-am văzut că ați avut ceva să-i spuneți centralului la final, Marcel Bârsan, nemulțumit de... Nu, am avut anumite decizii, lucruri sau... care s-au întâmplat în timpul meciului, faptul că s-a tras foarte mult de timp și trebuia să ia atitudine, dar s-a terminat meciul. Sunt jucători de la care așteptați mai mult și din punct de vedere calitativ? De la toată echipa, nu pot să vă dau un nume. Aștept de la toți să facă pasul următor și să arate caracter, să arate atitudine, să arate ca o echipă care își dorește să câștige campionat. Revanșa vine repede, peste câteva zile, joi în cupă. Va fi o schimbare? Da, vom vedea. Avem un lot foarte numeros. Vom vedea ce vom face la următorul meci. Mulțumesc. Da, dezolat mi s-a părut. Da, dezolat și în general... de când a revenit la Craiova, probabil eu știu, mi se pare, nu numai că născut în Târgoviște, dar mi se pare un tip exigent în ceea ce înseamnă fotbalul. Probabil că Pandi îl cunoaște mult mai bine. Are o anumită ținută incontestabilă din punctul ăsta de vedere, lăsând fel de fel de lucruri mondene care n-au nimic comun cu adevărul. Dar eu am senzația că el este un om pretențios care dorește un fotbal de calitate. Nu știu dacă are piesele necesare, pentru că el și-a adus puțin jucători, dacă nu mă înșel, în vara asta. N-a putut să facă ce a vrut el cu echipa și deci îi mai trebuie timp. De aceea și spuneam că în toată această etapă n-au fost mai mult de 4 situații de a marca. Cele mai clare și care sunt surprinzătoare, sigur, e un moment neașteptat, este faptul că Chindia mea, că acum am Chindia, ce să fac, mă întorc la origine, Dinamo e în sufletul meu, dar nu mai acolo unde au fost în performanțele. Chindia a câștigat, neașteptat. Dom'le, dar a avut 4 situații față de... O să comentăm și acel meci. Hai să vorbim prima dată de această parte. Nivelul jocului, dacă te uiți așa și mai butonezi și te mai uiți pe la alte campionate,
Ritmul nu este mai scăzut la noi decât în altă parte. Problema unde se face diferența foarte mare este la siguranța în regim de viteză. Și mai e ceva, este siguranța gândirii, educării jucătorilor de a se desprinde din marcaj pentru a asigura continuitatea circulației. Și aici sunt niște lucruri care țin de finețe, de școală și, bineînțeles, de cunoaștere în amănunt a fotbalului în condițiile actuale în care majoritatea echipelor, atunci când se apără, se apără cu 9-10 da. Jucători pe două linii. Pandi, la fel, impresii după acest meci? Înaintea meciului mă gândeam că Universitatea Craiova poate să obțină un rezultat bun. De ce spun asta? Pentru că lipsea Balibec, lipsea Debeliuc, lipsea Omrani, m-am uitat pe bancă, singurul jucător de atac era Kipciu, dar și el cu probleme în ultimul timp. Practic tot ce trebuia să facă Universitatea era să nu ia gol în prima repriză și să ducă meciul cât mai mult spre final, când puteau să vină de pe bancă cu jucători mai valoroși decât cei ai CFR-ului. Ce nu trebuia să facă? Să nu ia gol atât de repede cum au luat la un corner. Nu știu exact cine îl scapă acolo pe burcă, dar din 6 metri dă cu capul. Mă surprinde totuși poziția lui Lisuri acolo la bară. Hai să vedem golul ca să și comentăm, că sunt multe lucruri de comentat aici, că apropo de ce. În momentul în care pui pe cineva la bară, el trebuie să devină un fel de al doilea portar fără mâini. Măcar în zona aia unde stă. Fără mâini. Da. Da? De multe ori vă spuneam că trebuie să ții o distanță de un metru de bară, da, ca să nu treacă mingea acolo, nu să ții mâna pe bară, că bara aia nu cade. Să fii cu piciorul bun în interior, cumva portarul iese în momentul ăla, să te duci cu piciorul bun în interior să aperi poarta. Cred că Screciu e în duel cu... Screciu vine, dar cred că vine de undeva de departe, totuși vine parcă burcă. Screciu calitate vine din afara fotbalului. Aici la cornerul ăsta trebuia să marchezi doi oameni. Trebuia să-l marchez pe Burcă și trebuia să-l marchez pe Buena, da? Nu știu dacă pe Buena prea mult, dar pe Burcă sigur. Oamenii ăștia doi puteau să fie periculoși. Erau cei mai înalți, dar... Nu, Screciu de la început cu el. Pare om la om de la începutul fazei. Teoretic e bine, da? Dacă Screciu stă cu Burcă, văd că Găman stă cu Buena, adică fundașii central, practic cei mai buni oameni ai tăi, marcatorii tăi, marchează cei doi oameni despre acum, care spuneam teoretic, că... Dar nu știu cât de bun e Screciu în duel aerian să-l pui la Burcă. Dar probabil că dacă l-a pus e bun. Nu păi știu. Cine putea să fie? Păi Colic de ce nu e bun în duel aerian? Nu, Colic e totuși un... Iartă-mă, Pandi. Nu se poate, nu știu cine este acolo lângă Burcă, numărul... E Screciu. Screciu, nu se poate să stai, din nou, vechea noastră discuție care o facem de fiecare dată și care ar trebui să o clarifice antrenorii noștri celebri din România, nu se poate sta la faza respectivă să te prindă cu fața la propria poartă, într-un fel întors la vreo 75 de grade, cu spatele la atacantul care... El pare că are poziție de atacant. El are, sigur, adică poziție de atacant. În loc să fie între poartă și cel care este pericol, că vine și dă cu capul... Să-l aibă pe piept cumva pe burtă. Sigur că da, domnule. Poziția lui Screciu este pierdută din start, din momentul în care pleacă spre... Eu cred că marcajul este corect făcut cu Screciu la Burcă și Găman. Poate invers, vrei să spui Găman la... Dar nu pot să stau, iartă-mă, când vine atacul de aici, eu să stau spre propria mea poartă și să-l las pe ăla să dea nestingerii cu capul. Este împotriva oricărei logice. Spune ca desemnare de om că e corectă, nu poziția lui. Desemnare de om? Da. Păi noi, în general, la sistemul de cadre în România ne pricepem acceptabil. Sistemul de cadre. Screciu pierde duelul cu Burdă, da? Acolo, uite-te, vin amândoi braț la braț, da? De undeva de la bara a doua și tot timpul Burcă îl împinge și îl duce spre careul de 6 metri, îl ține cu mâna, dar nu numai că îl ține, îl duce exact unde vrea el, uitându-se și la minge, pentru că Screciu nu vede mingea. Iartă-mă că te-mi permis să te întrerup, își creează avantajul distanței din care se poate să penduleze. Screciu vede mingea, dar nu poate să-l controleze pe Burcă. E diferență de forță între ei. Mâna lui Burcă e cât piciorul lui Screciu. Pe asta spun, diferența de forță. Treaba aici este, poate
găman schimbat la burcă și screciul la buena, dar e bine aici. Nu l-aș fi văzut, nu l-aș fi pus pe... Nu poți să stai cu fața la propria poartă și ăla să vină nestingerit cu capul din spatele tău și să dea cu capul... Eu spun că nu l-aș fi pus pe Colici să-l marcheze pe burcă. Pentru că Colici mi se pare că nici în atac nu câștigă nicio minge la cap, adică da, nu e agresiv și nu știu dacă poate să se arate apere bine, unul la unul la burcă. Dacă e basket în sala mare din Belgrad, se descurcă bine. Bun, mai departe. Întrebarea este ce face Lisuri. Deci Lisuri ține bara să nu cadă, asta am înțeles, după care vine mingea în cap și lasă capul jos. O să mai vedem un jucător care etapa să face la fel, de acolo, din zid, la gaz metal. A, la deaconul, da, trebuie să vorbim de deaconul. Păi, dar și aici, adică, puri dacă... Nu, dacă ce? Dacă nimic, dacă nu se ferește, stă, scoate, dă mingea exact în cap, adică... Da. Nu știu dacă îl bagă cu tot cu minge în poartă, că e mic și firav, dar măcar îi dă mingea în cap. El lasă capul jos și trebuia să scoată mingea asta. Nu, trebuia neapărat să scoată. Nu că trebuia să o scoată, pentru că lasă capul jos, a lăsat capul jos, în momentul când a lăsat capul jos, mingea trece peste... Bine a făcut. Sprești mâinile, nu? Bine a făcut. Sprești mâinile pe aici, bine a făcut. Da. Acum îl întreb de impresii de mine și pe Cristi, că el vorbește din cu totul altă... Așa mulțumit de cum a jucat CFR, dacă ar fi să te raportezi doar la CFR? Din informațiile mele, cu jucătorii care sunt... în curs de recuperare și mă vorbesc în special cei din atac, normal, pentru că era greu să dai gol și doar speranțele erau în faze fixe, cum s-a și întâmplat. Și au fost două faze fixe, da? Și Burcă anunța oarecum, pentru că el inițial fusese atenționat, de fapt avertizat corect pentru o simulare, dar era prezent în atac, adică era una dintre soluțiile de a înscrie gol la fazele fixe, după care Dan Petrescu, așa cum ne-a obișnuit, a tacticizat jocul și important a fost să nu mai avem. Cred că s-a bazat foarte mult pe fazele fixe, pentru că și în repriza a doua, o n-am vorbit cu el, dar bătută pe Mane acolo, și pe vremuri venea Galamas tot timpul la bara a doua și le dădea gol la toți. Și un, acum a încercat cu Mane. E un rezultat, e că un meci asta muncit. Cu, asta exact, iartă-mă, spune Cristi. Ce scuze, e un rezultat muncit, mai ales că... Ok, nu, eu înțeleg ce ai spus. Pe ceea ce a avut CFR în teren în seara asta, ți-a plăcut ca joc? Dincolo de faptul că și-a atins obiectivul, că a avut absențe, ca exprimare, ca și atitudine, că... da, atitudine pentru că... Ca atitudine, da, ca joc? Atitudine, ca joc, în condițiile date, era maximul ce putea să obține din punctul meu de vedere și mai ales că e vin și nu poți să te plângi pentru că ceea ce orice echipă românească își dorește să joace și în campionat și în cupele europene în această perioadă anului. Dar asta aduce oboseală. Iar dacă este cumulat cu lipsa unor jucători importanți, automat este greu, n-ai timp ca să recuperezi jucătorii suficient. Acum nu mai știu ce o să se întâmple cu Cristi, cu prietenul nostru. Nu putem decât să-i urăm. Sper să nu mă schimbi. Nu. Tu ai o experiență incontestabilă în ultimii ani și de când ești și ca fotbalist și ca asta, ești un băiat care mai stă cu mâna pe carte, ceea ce nu prea se obișnuiește în ziua de astăzi. Sunt convins că îți dai seama de ceea ce înseamnă componența musculară, legătura între felul în care se pregătește un jucător și ce posibilități are de a se accidenta, alimentație. Mister, trebuie să vă întrerup, să ascultăm și pe Dan Petrescu. Ne întoarcem imediat în platou. Da. Față de cum vă simțeați la început, să zic așa. Eu zic că început nu bun, eu zic extraordinar. Am jucat cu o echipă în formă, o echipă care avea toți jucătorii valizi, n-a avut niciun absent. În schimb, CFR a avut 6 jucători de bază care n-au jucat, din care 3 atacanți. Deci, eu zic că victoria e fantastică. E o victorie incredibilă și meritul e tot al jucătorilor. S-au dormit, au jucat cu spirit, exact cum îmi place mie, cu organizare, cu capul, cu mintea, cu inima, cu sufletul și am scris un gol care l-am făcut dimineață iar la antrenament. Asta mă bucură cel mai mult, pentru că și în celelalte meciuri am avut ocazie mare. Două mari ocazii în Cehia, la faze fixe, și la Botoșan la fel am avut. Și e bine că am marcat. Din păcate n-am primit ce meritam, ca de obicei, de fapt. Un penalti mai clar ca ăla nu se vede. Deci noi nu primim penalturi așa și... nu. Vă referiți la faza cu Mania în minutul penalti 71? Și roșu. Penalti și roșu, dar toată țara a văzut. Ori nu a văzut, ori nu e VAR, nu știu, dar eu zic că e o fază prea simplă să nu o vezi. Pentru că am văzut poziționarea arbitrului, era chiar acolo. Și putea să conteze, după aia să fim egalați,
și să pierdem două puncte mari. Eu zic că trebuie să fie mai atenți arbitrii la asemenea faze clare, nu? Când pe alte stadioane se dau penaltiuri, cum se dau? Și al nostru e clar ca și lumina zilei. Deci, mi se pare ciudat așa, să fim iar arbitrați, mai ales de când am venit eu. Și la Botoșani am avut două penaltiuri, astăzi unul, se adună, vedem, le numărăm. Asta m-a deranjat în seara asta, restul n-am ce să reproșez la nimeni nimic. Fazele fixe, specialitatea casei, specialitatea lui Dan Petrescu și câștigați într-o fază fixă și astăzi. Da, astăzi n-am avut talie. Echipa, dacă ați văzut, a suferit, dar le-am spus jucătorilor că nu contează să fii înalt și puternic, trebuie să vrei mai mult ca adversarul să ajungi tu primul. Și în apărare și în atac. E foarte important acest lucru. Și cred că ei aveau o talie mai mare astăzi, dar jucătorii noștri au vrut mai mult și au marcat. Și eu zic că am mai avut ocazii, v-am zis și penalti, și au mai fost ocazii la faze fixe. Și Craiova a avut ocaziile ei, nu pot să spui că n-a jucat. Și echipă foarte bună. Și se vede, cred eu, mâna lui Regencamp, pentru că parcă echipa arată foarte bine în momentul ăsta. Sunteți un antrenor care preferați atacanții de profil număr 9, să spunem așa. Cât de dificil v-a fost să pregătiți acest joc fără un astfel de jucător? Da. Păi le-am spus la băieți, nu mai putem să jucăm minge la cap, pentru că Costache e mai mult pe jos. Dar m-a surprins, Costache a câștigat și dueluri la cap astăzi, cu Găman și cu Screciu. A făcut un meci foarte bun. Toată lumea era pesimistă când credea că Costache va juca titular. A demonstrat că merită să fie la CFR. Cu el în teren, CFR a luat 4 campionate și sper să mai facă în continuare, pentru că Costache e un jucător de bază la echipă. Culio ne-a spus adineauri la interviuri că a contat foarte mult dorința dumneavoastră de a reveni la echipă. Era și afectat de tot ce s-a întâmplat în familia lui. Cât de mult vi-ați dorit pe Culio și de ce? Da, cred că ați văzut și astăzi. Toată lumea a strigat să-l schimbăm, minutul 60-70, că... Și mi-am dat seama, dacă iese Culio, pierdem, eu știu, inima acestei echipe, sufletul. El a rezistat 90 de minute, a făcut-o foarte bine, n-a fost un meci ușor, pentru că mijlocașii Craiovei foarte tehnici, toți, foarte tehnici. Și în Cehia a fost un meci diferit, acolo erau forță, aici erau tehnici, și la Botoșan la fel a fost alt tip de meci. Iar el, la vârsta lui, se joace deja 3 meciuri, arată că e un caracter fantastic și e pregătit. Erau dubii asupra lui mulți. Și încă o să mai fie, pentru că el trebuie să demonstreze meci de meci. Dar eu am mare încredere în el. Bineînțeles că nu poate să joace la fiecare 3 zile, am fi nebuni. Mai ales acum la cupă, vă dați seama că toți cei care au jucat astăzi vor rămâne la Cluj, pentru că avem după aia meci foarte greu la Arad, cupele europene și avem și media după care se întrebă. Deci foarte mulți jucători care au jucat vor rămâne la Cluj. Un jucător care evolua constant în mandatul fostului antrenor nu mai apare acum nici în lot. Jonathan Rodriguez. Vă mai bazați pe el sau nu? Da, Rodriguez e o problemă de... Am mai spus-o de... Și cu Tahiri și cu Fofana. Mie îmi plac jucătorii ăștia. I-am văzut la antrenamente, dar n-am unde să-i pun. Până nu se va mări lista, sper să se mărească până la urmă, pentru că va veni și COVID-ul și vor fi multe probleme și avem multe meciuri. Dacă se va mări lista, atunci vor intra. Rodriguez are voie să joace în cupă și are voie în cupele europene. Deci e pe lista de cupe europene. Și va juca. Se antrenează excelent, e un băiat excelent. Iar de câteva zile chiar sunt surprins de atitudinea și lui Tahiri și Fofana. Băieții vor să joace, deci mie asta îmi place. Și joi o să-i vedeți pe toți titulari în meciul de cupă. Și la cum vă cunoaștem, cupa e un obiectiv pentru dumneavoastră. N-am câștigat. Vă așteptați la altceva? N-am câștigat cupa niciodată ca antrenor în România, decât în China. Și sincer mi-aș dori, am avut și o finală pierdută cu CFR când eram la Urziceni. Am pierdut și supercupe cu Urziceni când eram tot cu CFR-ul. Dar de când am venit la CFR, cupa, parcă am ieșit în primul tur, a fost așa, o tragere la sorți. Ori am jucat la Botoșani de două ori, ori am jucat acum cu Craiova la ei și vă dați seama că ei acum o să joace cu toată echipa și vor să câștige. Dar nu vom merge să ne predăm acolo, mergem să jucăm, chiar dacă joacă alți jucători. Ei sunt jucătorii CFR-ului, o să fie și niște copii, să mai luăm jucători de la echipa a doua, pentru că cel mai mult suferim în atac. Chiar nu avem niciun atacant în afară de Costache și nu-mi permit să-l risc. Să vedem ce jucători de la echipa a doua luăm și să vedem cu cine jucăm vârf, că chiar nu avem vârf la meciul ăsta. Dar trebuie să inventez ceva. Mulțumesc. Te întreb pe tine, apropo de discursul pe care Petrescu l-are la adresa arbitrului din această seară. E ok?
Costas Petrescu, ăsta e el, așa te-ai obișnuit. Nu se poate schimba energia. Dar eu știu de ce a zis că a fost penalti, a văzut, a fost informat de ceea ce a apărut la voi pe site. Discutăm fazele. Pentru că a redat motamoc. Nu am verificat. Petrescu s-a dus pe și a intrat pe la informat. A intrat pe site. De echipa aia voastră care studiază arbitri în timpul jocului. Petrescu spune ce a crezut în timpul meciului. La finalul meciului de la Botoșan făcea semn că echipa... Dar știe de la echipa aia care analizează. Nu, nu, eu nu i-am scris nimic. Nu, nu echipa aia care, pe care o aveți la Cluj, care există. Analizează nu în mai, timpul meciului, în au Real. Au adică, da, au plecat, ei, dar la o parte, ca decât anul trecut. Au plecat, am înțeles. Erau. Să spunem că erai acum, și știu deja, de la Bilașco, că Cristi, să spunem că erai, să erai deja în acte acolo la, la CFR președinte. Poți să spui același lucru și să te exprimi diferit. Îi place lui Pandive, să aprecie. Păi poți să spui același lucru și să ai un alt mod de exprimare. Bine, acum lucrurile nu sunt ok pentru că echipa a câștigat. Ați dat seama cum ar fi fost discursul lui Petrescu în seara asta dacă CFR nu s-ar fi... Eu am discutat după el și cu meciul de la Botoșan, păi, când a fost acea ținere stabilită. Păi da, asta spun. El nu. Acea ținere stabilită a fost discuție și despre... Hai să vedem fazele. Dar nu am auzit, despre meciul... Dar n-am auzit la Botoșan că merita roșu Culiu. N-a văzut faza. Nu. Petrescu. Eu am spus. Nu, Culio, Petrescu vorbesc. N-a văzut faza. Petrescu n-a văzut faza aia, nu? Nu a văzut faza aceea. Păi nu, păi dacă ne amintim de penalti, ne amintim și de cartonașul roșu. Și am și discutat, pentru că s-a nimerit să merg la scurt timp după aceea să merg la Cluj. Și am văzut pe Culio și am spus că merita cartonașul roșu indiscutabil. Și Culio ce a zis? Mi-a explicat că în momentul în care a trecut jucătorul pe care el l-a lovit, i-a tras un pumn. Și putea să-i tragă și 10. Și a spus. Deocamdată, imaginea a surprins doar momentul în care tu, el deja a trecut pe lângă tine și s-a văzut doar cum îl lovești cu piciorul. Probabil, să fie și nu-ți faci dreptate, da, nu-ți faci tu dreptate singur. Bine, acum, Dan Petrescu nu se dezminte. E același discurs cu care ne-am obișnuit. Nu vreau să intru în niște amănunte din punctul ăsta de vedere. Ceva la CFR Cluj acolo... De-abia te aștept pe tine să vedem că când vei fi un fel de deus ex machina, adică de creator, de a să faci tot felul de lucruri, să schimbi ceea ce este imposibil de schimbat discursul, pentru că de la Zampanoul Șerbănică ne-am întors la înăuntru-i vopsit gardul, afară-i leopardul sau invers. Una din... Deci el, din plecare, nu s-a schimbat deloc. Am jucat 1-0, nu am avut penalti, n-am avut atacanți, însă trebuie să vă gândiți la fapt, să se gândească la faptul că Omrani este un jucător capricios, se accidentează și el destul de repede. De Beliuh probabil nici el nu rezistă. Iar Ali Bek, pentru că tot ai spus, după părerea mea este o mare problemă. Nu știu, la aductori, la bicepsul femoral, tricepsul femoral, pe unde are, dom'le, să rupe tot. Știi cum e asta? Cum povestea Dumnezeu să-l odihnească pe timpuri, Piți Varga era un mare jucător, talent, și spunea, mă rog, el s-a retras pe la vreo 30 de ani, 31, era o perioadă boemă a fotbalului și el spunea, zice, dragă, eu vreau de aici, dar nu mai pot de jos, să rupe tot. Eu mă uitam la Ali Bek, Ali Bek cred că mai mult a stat în ultimii 2 ani de zile decât a jucat. Da, așa e. Și l-am și văzut, iartă-mă, Dane, l-am și văzut într-un anumit moment, acum vreo 10 zile la televizor. Nu știu unde era, dar era exact... N-a slăbit la kilograme. Dom'le, era îmbrăcat, era îmbrăcat... Cum se îmbracă toți ziua de azi. Cam Adam Gorghiu în Parlamentul României. Adică era într-un fel de camuflaj de linia întâia de tot război. Tot se îmbracă așa, minister. Stai, mă, cu frunze pe ei, cu gal... Păi ca să nu vadă că e moda, camuflat. Se ascunde. Dan Petrescu... Ca să nu vadă Dan Petrescu. A, uite, altă chestiune. Nu, să nu vadă Dan Petrescu, de-aia avea... Dan Petrescu de la Antol. Da, să nu vadă la Antol. Dan Petrescu nu doar că este un antrenor care e obișnuit să câștige. El, și o spun în sensul bun al cuvântului, el nu știe să piardă, adică el dă acea
atmosferă, atitudine jucătorilor, că nu concepe să piardă. Nu, nu, ceea asta, ce e asta, bine asta undeva. A avut tot timpul. Asta, asta e bine. Eu știu că asta e bine ca după meci să vorbească de penaltiul ăsta, decât să stea să le adune și să ne spună peste 5 etape, păi am avut acolo, am avut acolo. Mai bine n-am fost de acord atunci, nu știu niciun vedem fazele de arbitraj, te mai întreb un lucru, dacă tot a adus mister aminte de Ali Bek. La fel, dacă erai președintele deja în acte al clubului, da. În momentul în care Ali Bek postează că e la Antold, fix în timpul meciului acum Botoșani... Acum e în verificare de cadre, nu? Da. E înainte de a-l lua verificare de cadre, corect. Da. Deci, Ali Bek postează, da. Nu știu unde, pe Facebook, pe Instagram, poză cu el la Antold, fix în timpul meciului Botoșani CFR. Da. Ți se pare în regulă? Nu văd nimic greșit să postezi în timpul meciului, însă mi se pare total nepotrivit să fie acolo în timpul meciului. Nu. Ah, deci dacă era în timpul meciului la deci dacă el fusese înainte. Am și a început meciul, s-a dus acasă și a postat că a fost la antren, nu văd nimic nepotrivit. Dar dacă era să fii prezent în timpul meciului acolo, care echipa ta joacă la antren, atunci mi se pare nepotrivit. Hai să vedem dacă Dan Petrescu are dreptate, vă rog. Nu, deci Antoldul după mine prefer Rahova decât să mă duc la Antold. Adică chiar cu o celulă, cu aia, cu mâncare, cu un castron de mâncare, cu o linte, cu astea, trebuie să mă duc la Antold. Adică e teroare, nu e muzică. Iartă-mă, un minut dacă îmi dai, am văzut o scenă extraordinară, extraordinară. Joi seara a fost, s-a deschis a 26-a ediție a celebrei emisiune Porta Porta a lui Bruno Vespa, pe care îl cunosc. Un tip deosebit, care a fost și corespondentul Vaticanului, plecat, are 77-78 de ani, e născut în Abruzzo. Cu cine crezi că a început emisiunea? A fost o lecție. O lecție aș dau la televizor să vadă antrenorii din România, începând cu Stoichiță, cu Vulcanizatorul, cu Burleanu, cu ăsta. Dom'le, nu i-a mișcat un ridou de modestie, de o liniște în el, de o eleganță. Singurul lucru în care puțin a tresărit, când l-a întrebat, zice, bine, ce ai simțit în momentul în care, în meciul cu Spania, Jorginho ratează penaltiul. Dar pe cine întreba? Îl întreba Bruno Vespa pe Mancini. Ah, pe Mancini. Pe Mancini. Da. Mancini spun de o eleganță, de o liniște, de o frumusețe. Nu mai are că și-a făcut la față, nu mai are cum să se vadă nimic pe fața aia. Tunie, el a participat și l-am văzut și acum 3 ani de zile la celebra emisiunea lui... Mai avea un ridou atunci. Balando con le stele, la Mile Carlucci. Zici că și-a făcut o prezență. Dar vreau să spun de ce ținută are. Și singura chestie în care a explicat ceva, în rest a vorbit foarte puțin la obiect. De exemplu, zice, două întrebări. Știți când echipa simte cei care vor juca seara? Zice, probabil în ziua antrenamentului în care fac niște faze fixe. Atunci aș da seama cu cine voi juca. Dar în momentul cu Spania, când a ratat Jorginho. Jorginho, pardon. Cu Spania, da? Cu Spania. A ratat penalti, da. El care era cel mai sigur. Cu Anglia în final. Era pe vremuri sigur. Da, acum ala lui opritul ăla și zice, mersul ăla nu mai sigur. Am avut o singură reflecție. M-am apropiat de fratele meu de Viali și i-am spus, zice, ne scoate portarul, ne scoate Donnarumma. Nu știu, altfel îi spun ei, noi știm Cicio. Dar el i-a spus altfel pronumele. I-a spus, nu știu cum, ne scoate, dar vreau să spun câtă eleganță, ce este la noi, ce înseamnă. Și la un moment dat a fost și o secvență cu prietenii lui la o masă. Și erau niște băieți așa cum am fi noi, știi? Și, mă rog, italienii au umor, au istorie în spate, au cultură. Și ea spunea, zice, cine, Mancini? Ma non conta. Mai noi facem la squadra, noi facem echipa. Aici, la o pasă, uite, când comandă el... Sau Evani, era Lombardo, era Viali. Era în Ieni, în satul lui, pentru că el este din celebra zona Marche, unde e Ancona. Prietenii lui de masă. Da, neapărat de staff, da. Da, staff-ul. În staff să nu mai fost. Eu am avut prieteni de masă, dar prieteni adevărați. Și de-aia nu spuneau că îmi face echipa, dar umorul ăla teribil italienesc
A, nu, el zice asistă, noi facem echipa, stați liniștit. Când plecă de aici, știți ce e echipa. Erau paharele cu mine. Bun, arbitrajul din acest meci, vedem dacă Petrescu are sau nu dreptate. Și avem câteva momente. Minutul 13 este un offside pe atacul CFR-ului. Hai să vedem dacă... are de plătă asistentul sau nu. E la limite, să știi mai mult, nu cred că... În timpul meciului ce mi-a dat. E adevărat că puțin nu era aici. Foarte... Pare că este? Pare. Pare că este, nu? De ce? Piciorul? Nu. Piciorul parcă mai aproape. Nu. Piciorul stâng al apărătorului Craiovean, probabil zgârieciul ăsta, cum îl cheamă, care l-au profilat acum de mijlocaș de distrugere, apărător de lipsă de marcaj, este, după părerea mea, câțiva centimetri suficient să-l scoată din offside pe Deac. Așa mi se pare și mie pe linie. Bine, jucătorul e o fază importantă, că vine mingea în spate aici. Jucătorul vede vișinul. Aici vine mingea în spate lui Deac. Noi doi de cele mai multe ori... Nu contează, că nici nu știa că e important să sau nu. Eu cu Dan, la prima emisiune, când o să vin aici, o să mă verific, eu cu Dan vedem mai apropiat decât voi. Voi cred că aveți lentile de contact greșite. S-ar putea poziția, dar trebuie să ne schimbăm. E o fază importantă dacă vine mingea în față lui Deac, dar mingea vine în spate. Da, dacă vine mingea, el ridică când vine mingea în spate. Mai departe, simulare pentru Burcă a văzut Bârsan. Burcă, evident, a căzut în careu advers și... Noi am zis, am la meci și am spus că este clar simulat. Cred că și Matei acolo, parcă... Și mai ales că Burcă fusese atenționat, el făcuse un fault și a protestat. Și Gămania minge, n-are nicio treabă cu nimic. Și l-a atenționat arbitru pentru modul în care protestează, acum nu l-a mai iertat, dar... Nu, da, și dacă n-ar fi fost acel protest, tot trebuia să-i dea cartonaș galben, nu? Da, e un jucător puternic, se vede urât, a căzut ca fundul. Nu, picioarele, vârfurile și după aia sare. Exact ce am spus, de ce vârfuri. Discută, ia simulare. N-ai cum să păcălești un arbitru. Ține vârfurile și după aia se aruncă. Da. Bun, apoi, în prelungirile primei reprize, CFR cere un alt penalti. Bine, aici se dă offside, nu? Fluierase offside, da, pentru că jucătorul atacant l-a influențat pe apărător care a încercat să respingă, încercând să joace mingea. Și dacă nu ar fi fost offside, tot nu era penalti, pentru că mâna era lipită de corp cu capul și a trimis mingea în mână. Și a retras mâna. Nu știu, cred că direct pe mână îi cade. Parcă își dă în... Și cum ține mâna ulterior, îmi lasă senzația că se simte vinovat. Dar este offside. Fine, asta offside, este momentul, atunci... este offside. Apoi, fața cea mai importantă, minutul 72, dacă este penalti pentru CFR și mai departe, dacă se impunea gen și cartonaș roșu aici la bancu, e, aici să vedem. Da, probabil că a avut ceva dubii. Lovește. Lovește sus. Nu se intervine atunci când atacantul, așa cum vă spuneam, joacă mingea. Dacă ulterior apare un contact sau o lovitură, nu se va sancționa decât dacă aduce și măsură disciplinară. Adică este o imprudență sau un faul grosolan. Nu l-aș numi de cartonaș roșu pentru că el nu a vrut să lovească. A vrut să dea minge și a venit. În altul, în afară oricui dubii aici. Da. Asta zici că lovește? Da, lovește. Da, nu lovește precis, că mai avem unul prin care acest unghi aici... Bine, surprinde în primul rând că nu-l vede, bancul nu-l vede. Da, nu-l vede și el dă și lovește aici, și trage dă. Una. Da. Lovește. Deci tu spui penalti, dar fără cartonaș roșu? N-aș da cartonaș roșu pentru că el a vrut să joace mingea, n-a avut acea răutate, să spunem. A fost surprins de apariția... Am înțeles. Ok, și ca să tragem concluzia, spunem în ce stadiu mai sunt discuțiile cu cei de la CFR, pentru că ai anunțat... Același stadiu. Lucrez la... la legea pentru prevenirea și combaterea dopajului. Din perspectiva CFR-ului, tu ai anunțat că te-ai înțeles cu cei de-acolo. Am bătut palma. Stai mă, iartă-mă, dar este tipic. Cu a mersul trenurilor. CFR-ul vine mai greu. Trenul două zile jumate până la Cluj. Păi a fost la Cluj. S-a întâlnit cu oamenii. Stai mă, dar mai are de făcut încă vreo două zile jumate. Că așa trenul ăsta acum e și trenul ăsta european care ocolește Europa. Chiar dacă este o decizie importantă, prioritate este sportul românesc. Nu vreau să spună că parcă sunt patriot. Nu sunt patriot. Așa sunt eu. Eu asta înțeleg. Prioritatea este legea. Noi avem o neconformitate. Că te-ai înțeles cu cei de la CFR. Neconformitatea aceasta de care zic, care a apărut pentru că nu avem legea, cu sancțiuni minore, nu e ceea ce are Rusia. Pentru că noi în continuare facem controle doping, toată activitatea nu a fost perturbată.
dar trebuie să trecem legea și trebuie să mă asigur astăzi am finalizat. Am stat până la ora 7 la muncă și am venit de acolo direct. Ideea e că trebuie să trimit legea în Parlament. Ai de asta că... Păi nu, avem de la Consiliul Legislativ și doamnă să știți ce înseamnă. Am avut 70 de observații care trebuiau să fie incluse în modificarea o lege cu 160 de articole. E stufoasă și greu. Prevederi din cod care sunt transpuse în mod verbatim și atunci când transpui tocmai dintr-o limbă străină în limba română, apare o înțelegere grea, e greu ca să o faci și fluidă. Să te întreb un lucru. Am informații că după congresul PNL... M-ar fi schimbat oricum? Te-ar schimba, da. Care se ține cu 5.000 de oameni. Care se ține, nu știu, să vedem. Normal. Păi și nu e normal dacă am anunțat că plec. Dar e normal să se ține cu 5.000 de oameni în situația asta. Nu e normal să se ține prima dată. Da. Adică nu vorbim pe ceva ce... Da. Teoretic ar trebui să fie, că poate nu se ține. Dar teoretic, adică asta e, nu? Acum e în picioare să se adică ține. 5.000 de oameni în când congres. Când afară de furat și de păcăleară, există și doctrine la partidele românești. Nu, eu așa informație, că el ar urma să fie schimbat dacă ai rămâne în funcție, să spune și n-ai plecat. Sunt convins. În România nu există n-ai cum. În România nu există. Au mai vrut-o, dar... Nu, cum, Cristi. Nu, nici nu. Am rămas, am rămas cu un gust amar după ianuarie, februarie. Când... De ce nu te-au schimbat atunci? Pentru că nu le-au dat voie oada. Și acum de ce le-ar dă? Nu se respecta legea. Legea, în lege scrie clar nu că seamănă, sunt nu seamănă numit cu mandat pe 5 ani, fiind ordinul care apare în monitorul oficial. Singurii am care seamănă cu brătienii sunt Orban și cu Cățu. Bun, hai să începem discuția de meciul FCU Craiova FCSB. O să luăm și o scurtă pauză și o să continuăm, evident, pe acest meci. Avem și faze de arbitraj și aici vom avea, probabil, niște discuții în contradictorii. Le-am avut și imediat după. E normal, între normal noi? Să apară. Între noi nu. La între neglijență noi, e normal să apară. Între noi așa cum am spus. Glumă, și greșit pentru cei care nu acceptă opinia celorlalți. Hai să vedem, până la arbitraj, despre meci. Asta cum a fost? FCU, FCSB. Slab, foarte slab, deplorabil, bun. Adică unele l-ați încadra. Trebuie, în primul rând, că pe mine mă bagă într-o... Nu. Mă bagă într-o întreagă confuzie, dacă vrei. Faptul ăsta, Universitatea Craiova 1948, Universitatea Craiova, nu știu care, numai la noi se întâmplă așa ceva. Mai spuneți-mi și mie o țară după Steaua lume. Steaua FCSB? Steaua FCSB. Aici măcar e diferență că aici la Craiova și denumirea e diferită. Dinamo, cred că Bulgaria. Va veni, Dinamo cât de curând, cred că va fi CS, Dinamo. Bulgaria, ce are? Două CSK, să știu, da? Bulgaria are două CSK. Dom'le... Am găsit exemplu. Stai puțin. Și Bulgaria, da. Păi cine? Păi noi nu incriminăm infracțiune. Jivko n-a fost cominternist, deci suntem acolo, ne rupem greu de trecut. Deci, cum să spun, părerea mea este că la ora actuală niște probleme le are pe undeva Craiova. Craiova, mă refer la Craiova antrenată de Mutu, da. Plecată de la faptul că a schimbat foarte mult jucători, nu știu, au 17-18 da. Față de ceea ce era în Liga a doua din care provine și acum a dus vreo 13 jucători. Dom'le, rămân la părerea și vă spun sincer, Mutu este din generația tânără, nu vreau să intru în alte comparații mai mult, este cel mai inteligent antrenor. Știe fotbal, a avut și niște antrenori deosebiți de-a lungul carierii sale. Așa e. Eu am să vă spun unul care nu vă dați seama. Deci el când a plecat în octombrie, o istorie lungă, nu vreau să vă fac, când a plecat de la Dinamo în octombrie, a plecat întâi la Inter. La Inter era Lippi. Da. Lipi, că mi-a venit o idee acum, că ăsta ne mai trebuie acum pe cap, ăsta, celebru, ușor, nu vreau să spun cuvântul, este prea dur, nepotul ăsta lui Boni Perti, care l-am adus la Dinamo, cine l-a adus, cum l-a adus. Deci, din punctul ăsta de vedere, Mute este un om care a avut niște antrenori extraordinari. Și am să vă spun, el a stat, l-a avut pe Marcelo Lippi până în iarnă la Inter, după care mutat la Hellas Verona, a avut unul din cei mai talentați, cei mai bine pregătiți, lumea nu prea știe la noi, n-are cum să afle, dar eu vorbesc din ceea ce înseamnă impresia italiană a celor care știu fotbal în Italia. Dom'le, antrenorul pe care l-a avut el timp de 2 ani de zile a fost Malezani. Malezani era un expert, era unul în cei mai buni absolvenți de Coverciano. El a învățat foarte multe lucruri.
El însă, săracul, se grăbește puțin, vrea să aibă rezultate. Are și presiunea asta a familiei Mititelu, care sfârie și acum pe grătarie o încingere de forb. Dar tocmai că nu are, că au spus că nu. Una a spus și alta fac, tu nu știi asta cum da, e. Dar au spus că păi nu. Nu știi cum e, românii, facem, semnalizăm la stânga și facem la dreapta. Deci ce mi se pare că face greșit mutul? Și după aia dăm cablul ăla că ai intrat în noi. Are nevoie de timp, pentru că el are foarte mulți jucători aduși noi. Filozofia lui de fotbal este extrem de productivă, însă, iartă-mă, în momentul în care te transformi, începi băieții ăștia cu tranziție pozitivă, tranziție negativă... Treimea. Treimea de la rugby. Eu când aud tranziție, mă sperii. Că România e în tranziție de vreo 2000 de ani. Tot tranzităm, dintr-o parte, într-alta și se alege praful. În fin, a revenit așa niște luminișuri. Dar în momentul în care el pleacă pe atac pe și este un pleacă, își mută blocul pozitiv. Nu, e vorba de dilatarea zonelor. Eu vorbesc mai pe fotbalistic așa. Dilatarea zonelor din blocul funcțional, din acest 4-3-3, să spunem, el se poate duce într-un 2-3-5. Sau să spun 3-3-4. Dar având doi jucători pe benzi care urcă la centrul terenului. Păi cine să urce, mă, la el, săracul? Negru și cu ălaltul care e în partea stângă... Acum a absentat Hügelberg. Da, Hügelberg era era suspendat, dar era l-are acolo în partea stângă pe Bușu. Dacă Bușu, după părerea mea, poate să-i dai voie să ceară, să treacă centrul terenului, e nenorocire. Deci el are niște probleme de adaptare, de așezare la echipă. Echipa vrea să joace. El gândește foarte bine fotbalul. Eu mi-aduc aminte că v-am mai povestit când l-am adus. Foarte repede a intrat în ceea ce înseamnă schemele de joc, concepția generală. Când aud pe mulți că spun ideea de joc. Când ai o idee, înseamnă că ești foarte sărac. Ai o concepție de joc făcută din fel de fel de idei. Tu poți să ai 400 de idei, dar ca să fii eficient, tu ca antrenor care trebuie să muncești de la 8 dimineața la 1 noaptea, așa văd eu meseria respectivă, eu în general am făcut-o și chiar când eram în anturaje astea, tot la fotbal mă gândeam și am avut anturaje, dar nu mai am jucători, asta e, s-au dus, s-au plecat. Nu scapă nimeni. Oricum, deci, în meciul ăsta și deci, de ceva timp, Craiova nu arată deci, bine. Nu, acum nu știu din ce cauză. Nu, sunt și niște tensiuni la ceea ce înseamnă la Craiova, însă pe mine mă... Apropo de asta, că vreau să vă întreb dacă tot asta... Cum vi se pare momentul absolut halucinant, din punctul meu de vedere, ca unul dintre liderii de galerie să urce în autocarul echipei după meciul de la Pitești, da, și să înceapă să certe jucătorii de față cu Mutu, să-i spună lui Albu că tu nu ești de a fi capitanul, să-ți iau banderola, o să-i dau lui Diallo. Vine clubul, dă un comunicat că, într-adevăr, Albu e deposedat de calitatea de capitan. Cum vi se pare ideea? Bravo, știam că ești un tip perspicace. Că un lider de galerie intră în... Știam că ești un tip perspicace și care duci la esență. Deci, aici, iartă-mă, luați-o cum vreți, eu țin foarte mult la Mutu, pentru că un jucător e un tip inteligent și va putea fi cu răbdare și cu un anturaj în jurul lui și un antrenor foarte bun. Foarte bun că știe fotbal. Și poți să vorbești cu el, eu mai vorbesc cu el din când în când. Logica demarcării, cum ești în demarcare, cum te așezi, pe ce picior sugerezi că să joacă, ceea ce asistăm noi că se întâmplă când comentezi matale cu domnul Dan. Mă rog, eu la străinitate mai mă uit așa, mai butonez, mai mă uit. Dar problema la care el are nevoie de ceva timp din punctul ăsta de vedere. Iar ceea ce mă întreb tu pe mine, iartă-mă, nu fac niciun fel de pavazare din punctul ăsta de vedere, i-am spus, ai făcut o greșeală imensă. În cabină și în vestiar nu intră nimeni. În cabină și în autocar. În autocar nu intră și nimeni. Și el ce a zis? Domnule, m-a surprins. Eu am să-ți vorbesc două lucruri. Domnule, pe el l-a surprins că nu știe nici el. El crede că e într-o lume. El n-are un trecut prea vechi de antrenorat. A fost la voluntari. După aceea, în Emirate, ce a fost o perioadă, după care a venit la echipa națională și acum e puțin, el se grăbește. Ori eu de aceea am și scris la un moment dat, probabil că ai citit, festina lente.
Da. Adică grăbește-te încet puțin, Adi, că nu poți peste noapte. El are câțiva jucători destul de buni. Se grăbește pentru că e presat de toată lumea. Și e presat de toată lumea. Când momentul în care a intrat cineva în cabină, s-a ales praf. Îți dau un exemplu. La un moment dat... Trebuie să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la poveste. E interesantă. Da. Cu cât există mai multe legi, reguli, educație, și bineînțeles aici respect, cu atât societatea este mai liniștită, mai productivă. La noi de exemplu, cel mai periculos, după părerea mea, care a început acum vreo 20 de ani, dacă mai țineți minte, de toată admirația mea pentru galeriile tuturor echipelor din România, dar sunt câteva galerii, nu vreau să dau nume, care au de multe ori sloganul ăsta cu spun numele echipei, hai să spunem, Steaua sau Dinamo sau UTA sau eu știu cine, UTA mai puțin că acolo e altă civilizație, e Habsburgic. Dinamo suntem noi, Steaua suntem noi, nu sunteți, mă, băieți, voi sunteți niște băieți minunați, sunteți vreo 15.000 de în tribună, strigați pentru echipă, încurajați echipa, iubiți echipa. Dar de aici și pe aia, într-o vă identifica cu echipa, este o distanță imensă, extrem de periculoasă. Și am avut două momente. Un moment în 2000... Deci e o comparație între ce s-a întâmplat lui Mutu și ce s-a întâmplat. Deci Mutu a greșit. Nu intră nimeni în cabină. În cabină, în vestiar, în mașină, nu, domne, acolo există un singur șef, antrenorul și capitanul de echipă, restul nu mișcă nimeni. E un fel de dictatură sub o formă de democrație liber consimțită. Am inventat un termen mai complex. Deci am avut o scenă din asta foarte scurt, vă spun, până în 2000-2000 ceva, au vrut să vorbească o parte din cei din galerie cu echipa pe stadionul Victoria, care acum e de rugby. M-au rugat conducătorii, că atunci aveam o cooperativă de conducători, ceva foarte periculos și care s-a transformat în dezastru, și am spus, zic, da, au 10 minute, pot să vorbească cu jucătorii. Și după 10 minute au început, că băieții sunt temperamentali și sunt apreciat. Dar în tribună, domnule, hai Dinamo, hai Steaua, stați mă acolo. Că nu puteți să luați nici decizii fotbalistice, că uite unde s-a ajuns peste tot. Și în momentul ăla, după 10 minute, le-am spus, zic, ați sărit peste măsură, au trecut 10 minute, afară. Ce a urmat nu pot să povestesc, că nu s-au liniștit. Și a venit un băiat care a murit, Dumnezeu să-l ierte, Bogdan Sampafoi, și le-a spus frumos, bă, băieți, stați-vă liniștiți, vedeți-vă de treaba voastră, că noi aici sunt niște probleme, dar nu mai povestesc finalul, că a fost un final care s-a făcut o liniște pentru vreo 10 ani de zile. Al doilea lucru, aveam un obicei, tot scurt vreau să-l spun, aveam un obicei, probabil că e venit tot așa din Occident, când intram în cabină, când am venit prima dată la Dinamo, îți dai seama, 66, ce știam eu de la Târgoviști. Angelo Niculescu avea un Dumnezeu să-l odihnească, că avea tactul lui oltenesc așa deosebit, ne spunea, domne, uite ce, antrenorii nu intră primele 5 minute în vestiar, jucătorii trebuie să se liniștească și mai mult decât atât... După meci. La pauză. La pauză. Mai mult decât atât să duc și contează foarte mult să... avem pe domn profesor acum care a zis că nu e liberal și că îl măturăștea și zice, domne, să stea cu mâinile la apă rece și te frești puțin așa pentru că te ajută foarte mult la circulație. Și după aceea apărea Traian Ionescu cu Angelo Niculescu și te dau două, trei idei, că așa putem vorbi 40 de idei și s-a ales praful de tactică, de orice. Trebuie să spui două, trei lucruri esențiale, mai puțin ce a fost, dacă a fost greșeli flagrante și dar ce trebuie făcut ca să poți să câștigi meciul. Dom'le, și eu aveam obiceiul ăsta. Plecam, lăsam echipa să vină, știau obiceiul ăsta, nu mișca nimeni. Dom'le, și când intru în vestiar, îl găsesc pe unul care era amic cu mine, conducea, fusese secretarul ministerului, celebru Dumnezeu să-l odihnească, era un om de mare calitate, de mare suflet, Cico Dumitrescu. Și când intru eu de la vestiar, mă duceam la prietenul meu, la magazionerul, la Petrică, Dumnezeu să-l odihnească, beam o gură de cafea de la el și după 5 minute exact, intram și vorbeam cu ei încă 5 minute, după care 5 minute ieșeau. Ce să vorbești în 5 minute? Spuneai 3 idei. Și când îl văd pe Cico săracul, care salvase în 94, curățase stadionul, făcuse de toate, se zbătea, era sufletist. Venea și certea, era 0-0 la pauză. Și eu intru. Matale?
Păi bă, Cornele, că nu pot să reproduc ce a urmat. Nu, nu pot să reproduc. Ieși și aici, ieși imediat, ieși să... Te calc în picioare, aici nu există decât eu și jucătorii. Afară! Numai că era un tip inteligent, are un întreg trecut. Și avea sursul spate. Dom'le, și... Ză Dinamo. Nu, 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 nu eram, aveam și o relație de prietenie cu el, a ajutat, da. Dinamo. Nu te doare pe nimeni. Bă, și zice, bă, Cornele, totuși, să te înveți minte, în cabină nu intră nimeni, în autocar, singurul care, dacă nu te știe de stăpân, când stăpânii nu este acasă, șobolanii joacă pe masă, ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Da. Nu pot să povestesc. Nu vă pot povesti. Adică erau mai mari. Pandi, te rog frumos, Matale, mă cunoști. Life, mai avut primele 10 secunde ce a urmat verbal din partea mea, nu se poate reproduce. Hai să vedem dacă a fost sau nu penalti pentru FCSB, că spuneam că o să avem niște discuții, da? Contradictorii. Și eu mă repet. Iulian Călină a arbitrat acest meci și a acordat penalti pentru FCSB la duelul dintre Crețu și Diallo. Mi-a plăcut în tot meciul cum arbitra, nu doar faza asta. Nu prea a avut. Păi nu prea a avut arbitra. A avut o singură fază de penalti. O să vedem la Hațegan, care a avut 7. Asta apropo de ce spuneai tu, știi cum e cu norocul unui arbitru. Da. Dificultatea meciului. Da, deci în continuare vin și spun că avem un jucător apărător care dă dovadă de lipsă, de atenție sau considerație. Am dat exact definiția neglijenței. La neglijență apare deci dacă aici s-ar fi oprit jucătorul în albastru, n-ar fi fost, ar fi fost totul perfect. Pentru că își duce din alergare, fiind neatent, duce piciorul în continuare spre atacantul în roșu, chiar dacă el de fapt e apărător, Crețu, dar denumim atacant în faza asta, pentru că îi împiedică piciorul stâng al lui Crețu. De ce Diallo trebuie să oprească și doar Crețu are voie să alege spre minge? Nu, Diallo chiar se oprește. Diallo. Păi nu că trebuie, nu, să zice Crețu, se oprește. Oprit înseamnă până aici. Asta înseamnă oprit. Păi nu există, cum? Nu există așa ceva, deci, să ai piciorul ăla. Țapă-n așa, nu Diallo, deci nu cred că avem discuții. Deci Diallo, cu ce îl oprește pe Diallo să fie ajuns înaintea lui Crețu și să intre Crețu în el? Dar nu trebuie să ajungă înainte. Nu trebuie să, da, nu, da, noi nu trebuie să spunem că trebuie să ajungă înainte sau după. Atunci dacă vii și intri în adversar, nu intră în adversar. Bun, motivul pentru care zic că este penalti este că jucătorul în albastru, apărătorul, intră cu piciorul inițial, stă cu piciorul așa, intră cu piciorul drept, cu genunchiul în piciorul stâng al lui Crețu și provoacă căderea. Ăsta e motivul pentru care am zis. Este forma neglijenței atunci când un jucător dă dovadă de lipsă de atenție sau considerație când atacă un adversar și provoacă căderea. Asta este definiția neglijenței. Neglijența este cea mai simplă formă de fault. În 80... Genunchiul drept al lui Diallo intră în interior. În 80 nu se duce... Așa mi se pare și mie, cum spune Pan. Mai poate interveni și naturalul mișcării. Unul se duce încolo, ăla se duce să ciocnesc. Nu asta e altceva, da, da, când o să vedem din celălalt unghi și privire, imaginea asta, uitați, intră în el. Intră în el, deci nu discute. Mie mi se pare asta cea mai bună imagine. Nu, imaginea asta îl ajută pe dialog, aici stabilim dacă există contact sau nu. Păi dar uite-te că este contact, dar la fotbal nu orice contact înseamnă că e faul. Nu, orice contact, ai dreptate. Iar din nou, poziție total greșită a lui Diallo. Eu sunt, se poate da, se poate nu. Ideea este că este adică o neglijență. Adică Diallo trebuia, în mod normal, să stea între Crețu, da, și poartă. Bineînțeles, nu se intrenea. Acum, uite aici cum se vede, ca să înțelegeți. Ideea este următoarea. Este, din punctul meu de vedere, o neglijență, că m-ați întrebat. Eu vin și cu considerațiile regulamentare și în rest, îmi cer scuze, accept opinia fiecăruia. Măi, Cristi, este o mișcare în care unul vine dintr-o parte și altul vine de lateral. Dom'le, ai fost și Matale apărător. Ai fost și Matale apărător. Dumneatale, domnule Diallo, dacă ai cărțile la zi și școala la zi, te plasezi în trei și poartă. Uite aici, cum cine intră în el? Cum cine intră în el? Diallo vine la distanță direct în el. Dar uite unde pune piciorul. Nu, aici vorbim contactul.
privirea, deci, imaginea de Crețu sus. Crețu îi dă cu piciorul cu gheata peste glezna dreaptă. Pentru că i-a băgat piciorul în fața lui. Bă, genunchiul drept al lui Diallo pleacă în interior, ceea ce mă face să cred că Crețu intră în piciorul lui Diallo. Am să vă povestesc chiar 10 secunde ceva foarte interesant. Unul din exercițiile cele mai uzitate când eram noi tineri și la echipa națională era un exercițiu care venea din fotbalul, de unde venea el, de acasă, de în Anglia, după aia din Germania, în Austria, în Austro-Ungaria și a ajuns și în București. După pacea de la Adrianopol din 1827 a ajuns și să jucau marinarii ăștia, nu știau nimic românii. Jucau pe cheirule când luau grâu când s-a dat liber la comerț. Deci ce se întâmplă? În momentul în care se joacă de maniera asta, exercițiul numărul unu de bază, știi care era la antrenorii care veneau din generația lui Baratki, din generația lui Fogel, din generația lui Virgil Economu? Unu contra unu, atacant cu apărător de la centru. Și erai obligat ca apărător să te așezi, să te tatonezi, să te uiți la minge, între tot timpul să te așezi între adversar și poartă. Conta extraordinar. Eu să vă spun pe aia cinstită, iartă-mă că eu făceam de obicei cu cel mai bun dribler, cu Dumnezeu să-l odihnească, cu Moxu. Stăteam, îl urmăream, ajungeam cu el la vreo 12 metri. Cam din 10 execuții, de vreo 2 ori eu luam eu. Avea un moment în care își declanșa plecarea în stânga sau în dreapta de o fracțiune de secundă imensă, în care își făcea un spațiu de jumătate de metru de acolo, să zice, și ajungea. Concluzie. Deci tu spui așa, penalt, da? Concluzie că suntem o secundă. O spun eu care mi-ar fi convenit să... Nu, că vreau să fac un sondaj aici în platou. Deci tu spui penalti. Eu zic că este penalti. Ok. Domnul Dinu, aici, la faza asta. Se poate da. Eu dacă sunt... M-ați lămurit. Eu dacă sunt arbitru, nu dau. Nu dați. Ok. Pandi? Mie mi se pare că Diallo nu face nimic care să ducă la un penalti. Mi se pare că genunchiul stâng al lui Crețu lovește în genunchiul drept, se duce în interior. Piciorul stâng al lui Crețu lovește și peste piciorul drept și peste piciorul stâng pe Diallo. Și nu cred că poți să dai penalti la așa ceva. Nu, este alergare normală, eu merg nu pe se naturalul alergării. Asta care spun, mi se pare că este naturală alergarea. El nu putea să rămână cu piciorul țeapăn aici, că îl duce în față, îl duce pentru că așa merge piciorul. Nu pentru că așa n-ai cum altfel să... Dar nici nu trebuie să intri în adversar. Nu, dar nu intră, că aia e. Uite-te el, de sus. Nu, el n-are intenție să intre pentru că uite-te pune piciorul, aici. Cum pune piciorul la 20 de centimetri de el. Dragul meu. Uite aici. Uite unde e piciorul. Până la urmă este o decizie. Meu. Asta problema, înseamnă democrație. Problema după mine e foarte simplă. Dacă stăm și îl judecăm pe Diallo de jos în sus, este lipsit total de mobilitate. Asta e altceva mister. Asta e în defavoarea lui. Dacă are, mobilitate, vine cu fața și... Asta e în defavoarea lui. Adică e fotbalist bun sau nu? Pe de altă parte, să știi că ceea ce declară Crețu merge mai degrabă înspre ce susținem noi. Dar nu mă interesează ce zice Crețu. Nu am nicio treabă cu Crețu. Dar ce treabă am să... Adică cum? Ne uităm ce zice Crețu când ne convine? Sau cum? Nu ne uităm și ce dar spune nu am Crețu? Treabă, de ce să mă uit ce dar zice Crețu? Dar nu am nicio treabă ce zice Crețu. Eu vreau să văd faza, nu ce zice Crețu. Ce treabă am eu cu Crețu? Nu avem nicio treabă, dar important ce spune și eu nu spun să ne raportăm în funcție de ce spune, dar e important ce spune și el. Noi trebuie să ne raportăm la faza asta, nu la ce zice Crețu. Ce treabă am eu cu Crețu? Ieri în timpul meciului. Păi dacă venea Crețu și spunea că am simulat, ne raportam. Asta putea să zică orice, dar nu mă interesa pe mine. Ieri în timpul meciului am lucrat această fază, că am fost aici în studio. Și am spus și lui Emil, m-a mai sunat și o video, m-au întrebat și eu ți-am spus că este penalti. Nu mă interesa, nu știam ce o să declare Crețu, care ulterior, Crețu a spus și că este penalti și că a fost jmecher. Ce-o fi vrut să zică? Habar nu am și nici nu mă interesează. Acum câți jucători nu stau și filozofează. Exact, el a spus că e penalti? A zis că a fost împiedicat. A zis că a fost împiedicat. Și lui dar și a fost șmecher, da. Adică el putea să zică, domnule, am luat fața. Deci vine, și... vine noi alu Crețu. Vine cine îl întreabă pe Crețu. Dar nu avem nicio treabă ce zice Crețu, mistere. Noi trebuie să analizăm faza. Crețu poate să zică ce vrea. Ce treabă am eu ce zice Crețu? Uite-te aici. Ce e aici? Neglijențele în 80% din situații, Pandi,
apar discuții. O să mai vezi, o să mai discutăm. Dacă cineva este cu mâna întinsă să intre în adversară la Icrețu, nu dialog. Cu stânga. Cu stânga, la picioare. Deci, neglijențele totdeauna comportă discuții, dar nu ar fi corect din partea mea, și n-am nicio vehemență, că eu vă înțeleg de ce spuneți, că în opinia voastră nu este penalti. În spate, e atent. Un naturalism al alergării celor doi și se ciocnesc la un moment dat. Crețu se bagă sub minge, cum ar veni, că minge este în spatele lui. Eu îmi permit să spun că în 80% de arbitri foarte buni, și tu ai fost un arbitru foarte bun, dar aici ai probabil o anumită nuanță, nu acordau penalti la faza asta. Pe nici Călin nu a acordat penalti la faza asta. A acordat. A acordat după ce i-a spus asistentul. Păi nu, dar dacă vedea clar că nu este, putea să-i zică asistentul. Nu știu dacă... Păi Călin, hai să uităm și la asistent. Călin crezi că prima vede asistentul? După ce îl vede, păi pe nu, Crețu jos, atunci parcă... Asistentul poate că așteaptă decizia centralului. A, adică, în momentul când vede că nu se... Iar asistentul... Trebuie să ridici tu din prima, că poate nu, lași nu, totuși nu, decizia la central. Ce centralului când îl vezi la 40 de metri pe central? Nu e la 40 de metri. Cum nu e la 40 de metri? Deci nu se vede în cadru. Deci când pleacă, nu se vede. El are 30 de metri. În opinia arbitrului. Ar mai intervine. Uite, ceva. Nu se vede, nimica el. Unde se vede, dar aici, de metri, pe cap. Iartă-mă, Călin, Călin, dacă tot i-a zis, mi-aduc aminte de Eminescu, Călin file de poveste. Dar vă rog să-mi explicați și mie, ceea ce eu știu că se întâmplă, ați văzut în alte țări din lume să fie întrebat după o fază litigioasă arbitru, dom'le, acolo trebuia să dai, nu trebuia să dai și așa. Nu, dom'le, verdictul judecătorului nu se discută. A, îl discutăm noi aici. Nu se discută de către cine? Acolo. Nu se discută de presă, nu îl întreabă nimeni, domnule, de ce ai dat, de ce n-ai dat. Pe arbitru? Pe arbitru direct nu îl întreabă decât observatorul respectiv. Dar nu vine un ziarist la el să-l întrebe. Și cine l-a întrebat pe Călin? Că nu l-a întrebat nimeni. Nu, de mult. Îl întrebăm noi. Îl întrebăm noi, n-avem ce să-l întrebăm. Îl întrebăm noi, că n-am... Pe la urmă, zic ce ai zis că este. Ca să vedem cum stăm. Eu spun că nu mi se pare penalti. Păi, vezi, și până la urmă... Păi da, da, singurul care e specialist zice că e penalti. Și noi care spunem... Dar nu sunt deținător adevărului absolut și repet. Păi nu, spun eu specialist, adică... Da, Pandi, o spun eu care... Nu, am să spun ceva, dacă se supără Cristi pe mine, îl îmbrățișez la final. Deci, oricum trebuie de plecare. Trebuie să ne luăm rămas bun. Sunt trei arbitri foarte buni. Cristi, Porumboiu și Crăciunescu. Frumusețea între ghinimele este că ei nu să spună niciodată același lucru, pentru că ei trebuie să contrazică că sunt român. Păi atunci nu-s de acord. Eu nu am de asta mie nu convine și nu mi se pare că trebuie să spui doar... Ai simțit că eu asta fac? Nu, dar dacă aud că cineva face doar așa ca să nu fie de acord, atunci aș pierde credibilitatea în primul rând. Ce-i asta? Așa cum noi doi acum avem altă părere cu tata, așa poate s-au întâmplat și în cazurile în care ei n-au fost de acord. Eu cred că asta e părerea lor, pentru că sunt prea mari arbitri ca să... Adică voi veniți cu argumente? Sau eu când spun de ce este penalti aici, eu vin cu argumente, eu explic de ce văd că este penalti. Să vii să spui, domne, să contrazici pe cineva fără să vii cu un argument doar de dragul de a apărea în prim plan? Să știi că, din punct de vedere al lexicului, limba română are două expresii, dar și dacă, care nu-i fac deloc bine și care alte limbi nu le au. Dar și dacă. Dar era așa, dacă era așa... Știi ce te rog, Dane, că tu mai ai dialog. Să întrebi pe cei de la comisie care este opinia lor. Chiros, că acum Chiros este un bun pedagog. Da, numai că aici e o problemă. Că de obicei au apărarea arbitrilor. În altă fază, spun că de regulă... De spun ce a dat arbitru. Exact, se caută cumva un alibiuri excesive în favoarea și arbitrului. Și eu recunosc, încerc să înțeleg de ce arbitrul a luat o decizie. Că așa sunt construit. E ușor, mai ales că am fost acolo și, ca să nu vă spun, că de mult în teren lucrurile par mult diferite față de ceea ce vezi cu încetinitorul la televizor. Mult diferit. Da, sigur, e corect. Mult diferit. E corect. Să știi că aici, inclusiv un semn de întrebare privind penaltul, e faptul că Călin, chiar dacă e departe, nu dă absolut nimic. Nu dă. A ezitat. Adică și măcar feeling-ul lui de arbitru îi spune departe. Că nu da, dar nu știm ce au discutat. Poate l-a întrebat care e părerea ta, adică avea nevoie de ce asta, măcar stătea, știi și tu cum e, nu pleci el cu faza pleacă, spre n-are nicio treabă. I-a dat asistentul, dar dacă vedea că nu este, putea să zică asistentul. Mai avem aici o fază, mai puțin importantă. Oricum, până la urmă, singura fază importantă asta a fost pentru că meciul în general nu a produs a fost ceva. Fără faze. Minutul 82. Nu mi se pare ceva, adică chiar nu mi se pare. Nu mi se pare. Adică e faul sau nu? Că asta discutăm. Nu mi se pare faul. Nu. Ok. Bun, mergem mai departe.
Rapid Gazmetan s-a jucat pe Arena Națională. Rapid pierde acest meci. Și cred că încep problemele, nu? Pentru Rapid din momentul ăsta. Echipa încă stă bine în clasament, are puncte multe. Poate că n-ar fi meritat să piardă la cum s-a jucat. Dom'le, Rapid, de ce a pierdut totuși? Mi se pare că este la al doilea joc în care primește gol. Părerea mea... Mai multe, nu? A primit și cu Craiova. A primit și cu Craiova. A avut 5 partide în care n-a primit niciun fel cred de gol. 6, 5 da. Sau 6, nu știu cât. Nu mai știu exact, pentru că statistica de multe ori este... Este al doilea rând, pe care a primit este, câte două în fiecare meci. Statistica este, da. Este relativă. Deci, este o partidă oarecum echilibrată. Părerea mea este că... pe undeva, Gazmetan a fost echipa pe undeva mai realistă și în special datorită faptului că reușește să marcheze de două ori și reușește să marcheze Pânjuri, tot la fel, pe niște greșeli de apărare, de plasament ale apărătorilor de la Rapid. Cine e Dragoș Grigore acolo cu Iuri? Cine? Da, da, la primul... La primul gol este minutul 7 la un corner, Iuri dă nemarcat, sare. Bine, Iuri este un jucător cu detentă foarte bună și cu foarte bună lovire de cap. Marchează acest gol. Și are atitudine și apoi, de rapid, să știi, l-aș vedea pe Iuri la da, rapid, da, nu da, știu da. Ce. Are un alt lucru așa. Care vreau să-l spun, convingerea mea este că combinația aceasta care a devenit realmente productivă între entuziasmul Rapidului, jocul Rapidului, a început să scadă, să nu mai aibă și argumentul rezistenței fizice. Am senzația că Rapidul este într-o oarecare cădere de reacție fizică. Și asta este problema lor interior, ei știu ce au făcut, cum au făcut, ce au de făcut. Adică inclusiv jucători care la început au confirmat din toate punctele de vedere, mă refer la Săpunaru, chiar și la Grigore până când s-a alunecat, până s-a accidentat. Deci Săpunaru îl văd într-o scădere și când vezi un jucător la 33 de ani, 32 cât are el, mi se pare, că este într-o oarecare scădere, te duce cu... Mult, nu. 36, 8, da. 36? Sau 8, da. 36 minim. Dacă ar avea 32 de ani, ajută prin România, probabil. Cred că da. Minim. Da. Da, 36, nu știu. Dacă nu 30... Nu știu, pare mai... Am și o perioadă... Se pare că e într-o scădere, nu? Da, 100% și el și restul echipei, dacă stăm să ne gândim 37 că... De. Da. 37, da, e cam mult. Deci lui să... Eu credeam mai tânăr pentru că nu cred că pare. Nu cred că se vopsește, dar este într-o scădere. Nu cred că se vopsește, dar în același timp cred că dacă tot mi-a spus să nu mai țin minte. Păi e frumul care se vopsește. Nu, în vezi că de aici. A, da. Alb. La 20 de ani se vopsesc în alb și la 60 de ani când îl au alb, caută vopsea neagră. Până aici sunt ciobănești și de aici devin grifon. Aici devin grifon. Iar un alt lucru care vreau să-l spun, după părerea mea, este că în momentul de față ei nu mai reușesc să-și creeze faze de atac și sunt ușor de depășit în ceea ce înseamnă jocul defensiv. Nu se mai blochează. În general, majoritatea partidelor au fost în blocuri foarte largi. Puține echipe au fost preocupate să se strângă pe fază defensivă. Au jucat într-un fel destul de deschis. Iar dacă îmi spuneți de Săpunaru, adică la Săpunaru, ca și lui Culio, cred că nu li se poate dedica decât celebra Don Cry for Me Argentina, cântată de Evita Perón. Repede, vreau să spunem un lucru, mister. Nu ți se pare că atâta timp cât Rapidul a jucat cu Belu, Săpunaru, Dragoș Grigore, sigur, Junior sigur. Moraes, Albu, sigur, Crepulia, sigur, au fost sigur. Foarte puternici. În sigur. Momentul când s-a întâmplat ca cineva să lipsească, și mi-aduc aminte că a fost meci în care a rămas doar Săpunaru, da, ceilalți cau la roșu. Nu, zic. Nu, acum asta să fie una din cauze, nu, doi, rezervele subtitulari. Pentru că ei de la mijloc în sus, de-abia reușesc să aducă patru jucători care sunt total sub ceilalți șase.
E, în momentul când i-ai schimbat și pe aia, mai schimb și un fundaș dreapta, un fundaș central, s-a terminat tot și altă echipă. Da, cred că aici s-ar putea să fie marea problemă. Cu excepția lui Alba, ai perfectă dreptate, care contează și jocul defensiv. Restul cu ce au jucat ei, Crepulia, Carnat, marocanul ăla, Marzulac sau cum dracul cheamă, Marzuc, da. Și Stal, ca să nu mai spun și de Ilie, sunt jucători care nu contează în ceea ce înseamnă recuperarea și blocarea în fața propriei defensive. Dar cred, în principal, cred că există și o anumită scădere a ceea ce... Adică trebuie să știi să jonglezi foarte bine când ai 37 de ani săpunarul, când îl ai și pe Grigore la vreo 34, cred că l-are. Îl ai și pe ceilalți. Moraiș la fel, 33. Ei multe goluri au primit după minutul 75, deci trebuie să știi, de asta spun, dar trebuie să vedem ce echipă aveau din minutele alea până la final. Trebuie să știi foarte bine să reglezi ceea ce înseamnă antrenamentul, pentru că nu poți să mergi la antrenament de durată, trebuie să mergi la un antrenament anaerob, da, mai scurt, dar care îți dă cam același efort. Am văzut ce a făcut Hori în meciul de astăzi dintre CFR și Craiova, cum se ferește de minge. Golul marcat de Albu din lovitură liberă, să vedem ce face Ronaldo Deaconu, care, cu excepția acestei faze, a jucat bine. Și o să vedem când analizăm și fazele de arbitraj ce pasă de la golul lui Vlad Morar. Dar golul marcat de Albu din lovitură, că mă întrebam, cred că eram în emisiune după meci cu Andrei Vochin și zicea vreau să văd dacă la următorul meci Poinarul mai pune pe Deaconu să stea în zid. Păi nu-l mai pune nici pe Cristianu să stea în zid la zidul ăla când s-a întors. Ți-i minte cu Porto? Da. Păi, nu o să-i mai pună, dar mai contează? Păi contează, că măcar ai câștigat meciul ăsta. Păi... Și atunci înveți din... Nu, din start nu puteai să-l pui pe Ronaldo Deaconu în zid. Deci, eu am și spus, zici că e schemă. Deci se lasă în jos exact când trece mingea. Păi, normal că el se ferește, ca să nu-i trice freza. Ce se... păi... Nu, da, după aia ar fi vrut să facă ceva. S-a ferit că vine mingea în față. Deci Ronaldo Deaconu, care nu cred că a fost inspirat după meci, și cred că ar trebui să fie un avertisment pentru Poenaru, pentru că după ce pleacă George Costa, tot pe el am auzit, domne, nu ne antrenăm. Acum, după ce pleacă Teja, aud că fiecare făceam ce vroiam, jucam după cum, după ureche. Păi, Poenaru, dacă n-ai grijă, vezi că tu o să fii următorul de care o să spună la fel. Păi, nu mă așteptam la așa ceva, adică Teja te-a făcut, cred că primul George Costa l-a făcut capitan, dacă mi-aduc bine aminte. Cred că da. Nu? Cred că da. Teja l-a ținut capitan, el fiind un jucător bun. Da? Un jucător bun, care are o pasă bună, care nu are cum să lipsească de la gaz. A, se uită în spate, nu se vadă ce a făcut Vâlceanu. Păi ce să facă? Un jucător bun, care are o pasă foarte bună, care are o tehnică foarte bună, nu are cum să lipsească de la gaz, pentru că loviturile alea sunt foarte bine bătute, dar după fiecare antrenor să comentezi de fiecare dată, ăla face antrenament prea puțin, ăla nu face absolut nimic, facem fiecare, jucăm fiecare ce vrem, mi se pare că urmează și celălalt antrenor. Rapid Gazmetan, central a fost Lucian Rusandu și avem patru momente. Minutul 4, Rapid a cerut un penalti. Vedem fața și analizăm dacă Rusandu s-a păcălit sau nu. Nu dă nimic. Păi și de ce se dă penalti? E fault? Nu, simulare. Chiar simulare. Simulare. Bine, și dacă ar fi, vorbim în afara suprafeței. Nu, care e motivul pentru care ar fi? Cred că cu piciorul drept îl calcă din greșeală. Calcă cu piciorul drept pe piciorul stâng, da, nu? Da. El și trage piciorul în momentul ăla care îl calcă. Dar e așa, e în afară mult. Da. De ce nu întrebăm de penalti aici? Aici. Vezi, ține, da, face piciorul cumva. Și mai face un pas, da, calcă, doi acolo. Și probabil l-a șters. Da. E fault, dar e mult în afară careului. Ce penalti. Calcă că îi fuge, exact, și în greu de descoperit dreptul. Da. Greu de descoperit. Bun, deci a fost fault în afară careului. Minutul 76, golul 2, marcat de Gazmetan. Această pasă a lui Ronaldo Deaconu către Vlad Morar, dacă e sau nu offside. Aici evident că ne dăm cu părerea. Eu zic că nu e. Așa mi se pare și mie. Dar dacă ar fi VAR, nu m-ar mira să văd că sistemul indică offside. Nu, eu zic că nu e. Genunchiul, umărul. Nu, mă uit și la cum e trasat terenul. Adică mi se pare piciorul din spatele jucătorului în galben
mai aproape de acea linie. Da, imaginară. Dar e și mult mai aplicat decât e... Dar e mai aplicat, da. Și la care fază dai credit acolo, dacă nu la asta? Eu aici cred că e offside. Da, da, vedeți, nu știu să spuneți cred, eu spun cred că nu e, adică și e o chestiune de... Și când dăm creditat acolo? E la fază de dubioasă. Aici doar varul, poate să spun. Doar varul. Da. Varul. Acolo nu mai credem. Acolo, acolo nu mai credem știința. Nimic. Indiferent, acolo, indiferent cât e... Matematică, geometrie, în spațiu, tragem proiecție și gata. E adevărat că mai e important ceva dincolo de trasarea liniilor și calibrarea terenului, momentul pasei. Totdeauna. Că orice... frame pe care îl dai, te-ai dus poate schimba, da. Exact. Totdeauna, în momentul acolo pasă. Este foarte... Nu, nu, stai puțin că confundam culorile, că am și eu... Da, nu e offside. Nu, nu e offside. Niciun offside, nimic. Pleacă din spate cu un nimic. Metru. Nu, 2 metri în spate. Nu, nu, nu. Calculam mai liniștit. Nu știu ce vreau. Minutul 89. Același Ronaldo de acolo este culoarea lămâii. Este duel cu Alami și provoacă acestuia, îi deschide arcada practic și îl umple de sânge. Da. E. Ce e aici? Faza pentru noi care avem reluare este simplă, complicată pentru arbitru. Primul care arbitru care e acolo, Cristi. Da, primul care faltează este jucătorul în galben, pentru că îi dă cu brațul peste față, folosește mâna ca și unealtă, nu vorbim de o armă, o forță excesivă, dar această unealtă a provocat rănirea adversarului, cartonaș galben. Dar știi ce e interesant? Și lovitură liberă, doar galben. Doar galben, la lovitură liberă pentru jucătorul de la Rapid. Uite-te aici, pentru că primul aici care este brațul care intervine. Lovitură liberă dar pentru lovitura... Gazișca, dacă primul nu, primul rapidistul. Care fa... Nu, pentru lovitură liberă pentru Rapid, primul care faultează este jucătorul de la Gaz care îi pune brațul în la nivelul feței. Brațul. Ăsta e dar momentul. Metan, faul, da, dar brațul este... Gazmetan. Deci, lovitură liberă pentru Rapid, pentru avertisment la jucătorul de la Gaz acum. Metan Mediaș, pentru folosirea brațului drept, ca și el a dat lovitură pentru Gaz Metan. Tot n-a văzut. N-a văzut că era de cealaltă parte. Și mai este o fază, minutul 90 plus 7, pentru că au fost foarte multe minute de prelungiri. Dacă s-au dat penalti la acest duel între... portarul Vâlceanu și îl trage. Nu scuze. Îl trage de tricou. Eu spun că îl trage de doar tricou. Doar pune acolo. Mâna pe el. Nu, îl trage. Cu mâna dreaptă îl trage. Mâna dreaptă îl trage de tricou în față. Îl trage. Cum adică îl trage în față? Nu, mâna dreaptă o are prin fața lui Săpunaru și îl trage de tricou. Aici. Da, îl trage de tricou. Nu știu cât acum cu ce intensitate, dar îl trage de tricou. Bun, uite, că o fază foarte acolo, complicată. Trasul. O fază foarte cam complicată și uite, ajungem... Îl trage sau nu? Cu mâna dreaptă. Pune mâna dreaptă și pe tricou, care se și vede și că este... Se și vede tricou, da. Că este ușor tras. Da, se vede că e tras. Rămâne de văzut care este limita, care este bariera prin care sancționăm un jucător pentru ținere. Pentru că ținerea apare că o vrei. La ținere nu mai există neglijență, prudență. La ținere o ții că pentru că vrei. De aceea ții. Păi și aici, se pare penalti sau nu? Că asta e. Depinde ce vrem de la fotbalul din România. Depinde ce dorim. Dacă vrem să facem farmacie, conform literii legii jocului, ce dorim? Penalti. Ce dorim noi din fără? Carnaval. Carnaval. Conform literii legii jocului, este penalti. Pentru că e o ținere. Sigur, sigur, sigur. Și nu mai avem ce să discutăm. Singura întrebare este dacă ăsta este nivelul pe care noi considerăm că trebuie să fie dată pentru ținere. Că atâtea țineri sunt, de exemplu, atât de multe țineri sunt. Că și se duse mesaj pe Andy aseară când s-a dictat penalti pentru PSG meciul cu Lyon. Înainte de faptul care a fost foarte clar asupra lui Neymar, Neymar îl ține mai clar pe adversar decât aici. Și acolo e VAR, nu s-a intervenit pentru că arbitru a fost suveran în teren. Ce a considerat? Că Săpunaru a fost deranjat de ținerea da, aia? Da, Săpunaru s-a lăsat, care... el de aceea a căzut, s-a lăsat pe spate ca nu, să poată să facă forfe. Da, și a făcut, da. Adică el din cauza adică asta s-a lăsat. Ținerea aia nu l-a deranjat deloc. Ce... este nu, greșit. Pane, nu l-a deranjat deloc. Ce este greșit, și asta considera și arbitrul, de ce este greșit că nu apare următoarea expresie în legile jocului?
Atacantul a căzut din cauza intervenției apărătorului sau portarului? Că dacă ar avea această frază, am spune că nu. Nu. Săpunarul nu a căzut din cauza portarului. Da. Săpunarul a căzut că s-a lăsat pe spate. Da. Într-adevăr, portarul pune mâna pe el. Da. Știi? Și nu avem aici, este sensibilitatea. Nu pune mâna pe el și trage cu mâna și trage ușor. Dar el nu cade de acolo, exact. Se redresează din nou în picioare. Au fost și evenimentele probabile. Primul astfel de eveniment a avut loc chiar în timpul meciului. O petardă care a aterizat pe teren în apropierea lui Iuri a explodat acolo și, mă rog, poate că Iuri a exagerat un pic efectul acestei petarde, dar să duce belul la el să se scoată. Vezi că m-ai provocat, o să povestești ceva care stă mintea în loc. Vă rog. Deci există un moment în care un amic al celebrului antrenor de la Dinamo, care se dea Dumnezeu sănătate dacă are COVID, să suie acum la ultimul meci, să suie și el în troleibuzul echipei. Să suie și el în troleibuzul echipei, la care cel care este administratorul echipei și care pare că e un om la locul lui, nu mă refer la domnul Mureșan, nu, e cel care a venit de la Astra. Nu, Zăvoleanu e un jurist foarte bun și a făcut cel treaba... Cel care stă pe bancă tot timpul și la Astra și la Dinamo. Și ăla întreabă, ce-i cu băiatul ăsta? Păi e prietenul meu. Păi și ce? Păi merge cu noi la meci. Și ce are acolo? Păi are un roller, nu știu ce, avea un geamantan din ăsta mare care petardă. Îl tăra. Avea petardă. Da, se practică. Ce se întâmplă? Se practică. Este incredibil. Real, domne, vorbesc prostii? Păi nu cred. Amicul celebrul ăsta... Bonete. Era să spun ceva, dar intrăm în parapsihologie. E deranjant să explodeze o petardă de lângă tine și sunt care poate să fie deranjat. Nu, cu acordul antrenorului care a venit să salveze Dinamo. Dar nu vorbesc de faza aceasta, că i-a sărit petarda. Bun, după terminarea meciului, mă rog, Rusandu dă acolo un cartonaș roșu cuiva de la adus, Rapid. El a fost adus Bonetti de câțiva specialiști. Dar mă interesează mai mult ce se întâmplă ulterior. Cu Gaz Metan, care este a doua echipă care are nevoie să iasă pe altă parte a stadionului decât pe unul normal, după ce s-a întâmplat și cu Craiova. Este normal și cu brigada de arbitri, care să vedem ce pățește în momentul în care... Nu este normal și nu face cinste. Rapid are o galerie mult prea frumoasă. Aici nu mai e vorba de cinste. Aici e vorba chiar de niște sancțiuni care trebuie luate. Dar e păcat pentru... Mie, eu chiar iubesc galeria Rapidului și îmi place de ea și... Deci eu... Nu, dar aici și măcar galeria, galeria era la peluză, problema a fost cu spectatorii de la tribuna păi 1. Da, eu țin minte ce s-a mai întâmplat la tribuna oficială la Rapid. Ce vreți să mai ne aducem aminte ce s-a întâmplat după Liverpool cu Juventus la Bruxelles? Ce legi s-au aplicat în Anglia și n-a mai mișcat păi nimeni. S-a însănătoșit fotbalul acolo. Sigur că nu. A dus la însănătoșirea fotbalului. La violență. Când știi că sunt reguli, că există legislație și nu le respecti... Atenție la aceste imagini. Nu poți să răspunzi decât tot cu violență. Ceilalți colegi ai lui care intră și în momentul ăsta se aruncă cu... Nu e normal. Din tribună, și pahare... Și e ușor de depistat aceste persoane. Adică, uite, n-ai ce să... Și Rapid deja a suportat o sancțiune, va mai suporta în continuare. Păcat, pentru că echipa... Hai să vorbim un pic și despre Dinamo Botoșani, ultimul meci de care o să mai discutăm în această seară. Dacă arunca cu bere, nu e excusă să fi luat cutia și o golă. Și o terminai. Da. Cum au făcut pe englezii, știi că au jucat la Budapesta. Sigur că e englezi. Ce să facă? Să că și eu am băut apă la un Dinamo Steaua. Dar nu prăpădești. Au apă după mine. Pahare de deja luat și a aterizat unul pe care mai era pe fund și la jucător englez a luat și apă. La englezi toată ordinea britanică s-a făcut cu Securea și cu turnul Londra. Era mișcat nimeni. Da. Spuneți de Dinamo. Ce să spun de Dinamo? Nu știu. Ce mai ți-am spus? Bombe cu tiribombe, cu bombe, cu tiribombe. Ce dracu să-ți mai spun de Dinamo? Ce să mai spun de Dinamo? N-am spus de 4 ani și... Vorbesc în deșert. Vorbesc în deșert. Aia e problema cea mai mare, că de fiecare dată spune, de fiecare dată le spune ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Dar și întreabă la mișto. Problema la români este infernală. Dinamo la ora actuală are, cred că
70-80 de mii ușor de suporteri în străinătate și în România, oameni admirabili, care au venit, au băgat mâna în buzunar, au cotizat, au salvat echipa. Am vorbit, trebuia făcute cu totul altă strategie decât să ajungi până la insolvență. Putea fi evitată. Totuși, un mare lucru ce a reușit acest Zăvoleanu, știu că ai discuții de prețuri astea, nu intru în amănunte, dar a reușit totuși ca să facă transferul într-un anumit moment. Numai că în momentul în care vii cu transfer cu Nica, care nu joacă de 3 ani, când vii cu Torje... Nu te supăra. Bine că au venit și ăștia, că n-are cine să vină. Stai, domne, puțin. Nu, n-are cine să vină. Stai, domne, puțin. Eu îți dau un simplu exemplu. După părerea mea, în vulnerabilitatea defensivă, când cunoști jucătorii, când îți dai seama, în vulnerabilitatea defensivă dovedită de Dinamo în meciul cu FCSB, intrarea la meciul acesta cu Botoșaniu, care au marcat două goluri, minutul 20, era 2-0, cum era cu penalti, mă rog, cu șut. Dom'le, singurul jucător care trebuia să-ți dea de gândit, dacă știi, cel mai bun stopper, după părerea mea, la ora actuală, este Ekman. Și Ekman, care a jucat acum și a jucat destul de bine. Cel mai bun? Din ce ai pe acolo? Pe acolo ai ceva de echipa a doua, de echipa a treia. S-a ajuns aici în timp. Din păcate, sunt niște greșeli extraordinare făcute. Deci sunt, în ultima perioadă, au fost, cred că 20.000 de cotizanți care dau bani, ajută, salvează echipa. Mă, ca la români, există 2-3 care pun mâna pe putere, fac fel de comunicate din astea, bombastice și așa mai departe, iau și niște decizii tehnice și uite unde s-a ajuns. Asta este nenorocirea, asta este adevărul la Dinamo. Și suferă toată lumea. Mă întâlnesc și eu pe stradă cu oameni, dom'le, vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace. Sunt cu câinii la plimbare când pot, îmi văd. N-ai cum. Dinamo la ora actuală, mă uit, nu știu dacă se poate da faza. Deci, propagandist șef este Torje. Am anumite momente... Cum ne-ați văzut și cu voi așa, stau și când văd cât un jucător din ăsta, o mare, în fază, îl pui și capitan de echipă. Cu toată responsabilitatea afirm, a făcut niște declarații din asta data trecută, că vom juca în play-off, nu mă așteptam la el, nu pot să vă spun că e o anumită definiție care o dau latinii la ăștia mici de statură, că sunt foarte periculoși, că sunt apropiați centrii nervoși de o anumită parte mai discutabilă a corpului și se strică repede, într-o traducere mai așa, mai largă. Deci m-am uitat, Torje este capitanul acestei echipe, a declarat că vom juca în play-off. Torje, după părerea mea, are o fază, nu știu dacă o ai, dacă poți să o dai, aș fi vrut să o dați, în minutul 41, îi vine o minge din partea stângă, este pe colțul 6 metri, pe colțul lung, și trage la poartă, domne. Mingea se duce în haudă poartă lângă fanionul de dincolo. Și vii și dai declarații, pui capitan, ca să nu mai spun că din calculele mele, n-am luat, că îmi fac de obicei la anumit jucător ca să-mi dau seama la ce haos, ce dezastru de competență este în România, mai notez, măi, de exemplu, m-am uitat la ăsta, marele talent, Markovic, la ultima partidă, a avut 9 atingeri, din care 7 sau 8 la adversar. Torje, după părerea mea, a avut vreo 20 de atingeri, din care singurele sigure de la noi la noi a fost când a bătut Haud. Și acolo a greșit, cred că, doar că a bătut la aia. Nu mai face mult timp, nici eu să vă întreb, vi se pare o soluție revenirea lui Rednic? Pentru că înțeleg că, domnule, cam în direcția asta se merge. Schimbarea este obligatorie. Rednic este un antrenor cu experiență, este un om care a mai venit în niște momente dificile la Dinamo. Problema cea mai delicată la Dinamo este că s-a ajuns într-un șir de infracțiuni programate, te rog să reții, infracțiuni programate, la un astfel de lot în care nu poți să ai pretenții și nu poți să declari că vei juca în play-off. Salvarea ar fi singura soluție. Rednic ar putea să facă ceva, dar repet, orice ați vrea să-mi spuneți, la actualul lot pe care îl are Dinamo, nu mă pot pronunța încă, nu l-am văzut pe Ivanovski destul de bine, Țâră, mă gândesc la celebra butadă care exista, Goanță, Țâră și Cugheară, cel mai tare atac din țară. Nu știu, nu-l văd acolo.
A fost și o fază cu Moldoveanul. A fost fotbalist. A fost fotbalist, știa cu mingea. Am rezerve, tu ai dreptate, a fost o perioadă, e mare lucru că s-a reușit să transferi niște jucători. Dar trebuie să te gândești la ce transferi. Vina, și cu asta închei, vine cu atât de mult timp din urmă, încât e foarte greu ca să mai așez regulile, chiar dacă îl aduce acum pe Mourinho, pe eu știu, pe Klopp, pe cine îl aduce. Rednic are o anumită experiență, sper să aducă și niște jucători, trebuie clarificate problemele financiare. În orice caz, Dinamo n-a trecut niciodată... Nu mai avem timp și aveam și foarte multe faze. Aș vrea să văd faza din minutul 21, că sunt curios, Cristi, ce spui aici. Posibil penalti pentru Dinamo. În minutul 21. Ricardo Grigore cu Brown, cred că e acolo. Nu pot să-mi dau seama din aceste lor. Nimic clar, arbitrul a avut o poziție mai bună. Probabil că tot timpul ține mâna stângă pe el, bănuiesc că Ricci vrea să... Da. Și nu văd nicio ținere, nu văd piedică. Nu, are mâna jucătorul stângă aici, simte Ricci mâna. Vrea să plece în stânga. Nu, și jucătorul atacant se întâmplă să simtă mâna apărătorului și lasă să cadă. Este o lipsă de competență la Dinamo, încât nu poți să joci. Caută. Orice echipă pleacă de la apărare. Trebuie să ne oprim. Ori apărarea lui Dinamo este mai de tricou. Ne oprim. Mulțumesc mult, mister, mulțumesc mult, Pandi. De asemenea, Cristi Balaj, săptămâna viitoare. Ești la minut sau ești la club? Da, vin la minut. La minut, ok. Mulțumesc. 27, vin cei de la OADA. Dar îl dăm congresul.